Salutare tuturor, salutăm, salutăm! Da, am reparat motocoasa, i-am schimbat bobina și acum i-am curățat puțin toba pentru că era plină de benzină. Și a trebuit să o curăț și acum să o montez la loc, să-i pun carcasa și să vedem dacă mai pornește. Asta e bobina veche care s-a dus. Din păcate, nu mă întrebați de ce, abar nu am, fabricație proastă, să zic așa. Asta vine aici, garnitura vine așa, nu, așa trebuie să vină garnitura, așa vine garnitura, spre motor, zic eu, cineva mi-a zis că vine invers, adică așa, e deja și-a făcut, nu a fost pus așa. Așa vine. Fix așa vine. Cred. Nu știu, dar nu mai contează. O montez și eu cum mă pricep mai bine. Da, cam asta e. Hai să vedem dacă pornește. Prima pornire, da?
Și aia a fost. Și am ajuns și la treabă. Am ajuns. Mi se pare bine sau am un cauciuc strâmb? Nu, mi se pare. Nu mi se pare deloc cât. Uite aici. Are gălmă cauciuc. De nou. Da. Data trecută am băgat motosapa. Și așa, cam așa a ieșit. A? Adică cam așa. Așa ieșit. Eu zic că e bine, nu? Și mai e o problemă. Nu cu ăsta are frunze, celălalt de acolo nu are. Avem și o vie bolnavă. Deci îți trebuiască să vin și la stropit neapărat. A dat ploicică asta și cu căldură în două zile a crescut frunza pe aia, a început să florească. Da? De acum dă în floare, dar e bolnavă. O să vin și la stropit, să vedem cu ce, cum, ce recomandă ăștia. Asta e un vișin, un copac, ăsta, ăsta îl tai, că s-a uscat, după 2-3 ani de zile, nu-și revine, are doar o crenguță acolo care are 3 frunze, a fost compromis când a dat o zăpadă cu câțiva ani de zile și nu mai face nimic și e urât, așa că eliberăm zona. Yeah.